Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Liliana Nicolae, iar astăzi citim Petrecerea de Crăciun. Ia de aici, spuse Andy cu voce de Udi. O să-ți petreci Crăciunul la închisoare. Și îl puse pe Șuncă, purcelușul Pușculiță, într-o cutie veche de pantofi cu gratii pe una dintre laturi. Andy se juca în camera lui. Într-o mână îl ținea pe cowboy-ul Woody și în cealaltă pe șeriful spațial Buzz Lightyear. O să stai după gratii mult și bine, adăuga Andy cu vocea poruncitoare a lui Buzz Lightyear. Mama lui Andy intră în cameră și se așeză pe pat. Andy, am o surpriză pentru tine. Știi că se apropie Crăciunul. Anul ăsta, cadoul tău o să fie o excursie în familie la Marele Canyon. Andy îi scăpă din mână pe Woody și Buzz și începu să țopăie de bucurie. Ura! E cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată! Pot să iau cu mine pe Buzz și pe Woody? Puse el și ridică jucăriile de jos. Mai bine îi lași acasă, zise mama. O să fie atât de ocupat că nu o să mai ai timp de joacă. Haide, vino! Avem multe bagaje de făcut. În clipa în care ușa se închise după Andy și mama lui, jucăriile prinseră viață. Bun, spuse dinozaurul Rex în timp ce ieșea de supat. Excursia e marele cadou al lui Andy de anul ăsta. Înseamnă că nu o să ne ia locul alte jucării. Mi-era teamă să nu primească un joc video, adăugă Șuncă. Jucăriile începură să vorbească toate deodată. Stați puțin, spuse Woody. Desigur, e foarte bine că nu o să ne ia locul alte jucării. Dar știți ce mai înseamnă asta? Să ne petrecem Crăciunul fără Andy. Toți amuțiră. Un Crăciun fără Andy? Un Crăciun fără Andy nu mai e Crăciun. Așa că jucăriile se întristară. Buzz se apropie de Woody. Ce dacă pleacă Andy? Doar putem sărbători Crăciunul și singuri. O să organizăm Crăciunul jucăriilor. Woody se uită la tovarășii lui și zâmbi forțat. Buzz are dreptate, spuse. Crăciunul de anul ăsta o să fie super. Dar, în adâncul lui, Woody nu era prea sigur de asta. Într-adevăr, puteau să aibă propriul Crăciun, dar fără copilul care iubea, nu avea să fie cine știe ce distracție. După ce Andy și familia lui plecară în excursie, jucăriile începură pregătirile pentru Crăciun. Aveau o mulțime de lucruri de făcut. Confecționară decorațiuni, învățară colinde și căutară cadouri. Psst! Woody, vino până aici! Îl fluieră tare Jesse. Cowboy-ul o găsi pe prietena lui ascunsă după un teanc de cărți. Uite ce am găsit, spuse Jesse mândră. Fata ținea în mână o bandană roșie. Țintă își caută de o lună bandana, zise Woody. Jesse rânji. Știu, ăsta o să fie cadoul lui. Vino să cânți cu mine colinde, îl chemă pinguinul Wheezy pe Woody. Bine, spuse cowboy-ul gândindu-se că poate colindele îl vor ajuta să intre un pic în atmosfera de Crăciun. Yuzi îl apucă pe magnetofonul Mike și cântă tare Moș Crăciun vine în oraș și Frosty, omul de zăpadă. Dar când Wheezy începu să cânte O, brad frumos, Woody se gândi la cât de trist o să fie fără Andy. Wheezy, Mike, ne vedem mai încolo, spuse el și duse mâna la pălărie. Woody plecă în celălalt capăt al camerei. Hei, Woody, ne ajut să împodopim bradul? Întrebă câinele Slinky. Ia uite aici. Apoi lătră. Ham, ham, acum băieți. Într-o secundă, doi extratereștri țâșniră sus de tot și atârnară un șirac de nasturi roșii și verzi pe marginea raftului pentru cărți. Foarte tare, Slink, spuse Woody. Bravo! Foarte bine! Îl felicită pe comandantul de armată care își pusese soldații să atârne prin cameră pionii argintii ce semănau cu niște fulgi de nea tridimensionali. Era și un brad de Crăciun din cocoloașe de vată cu multe cadouri sub crengi. Woody zâmbi. Era impresionat de strădania jucăriilor de a organiza petrecerea de Crăciun. Woody ținea evidența zilelor pe calendarul din camera lui Andy.
În sfârșit, era ajunul Crăciunului. Orele trecură și, nu după mult timp, afară se lăsă întunericul. Jucăriile se strânseră la oaltă ca să înceapă petrecerea, dar Woody ezita. Se gândea la Andy. Salutare, șerifule, spune Buzz. Ce-i cu fața asta tristă? Afară e o noapte frumoasă și e ajunul Crăciunului. Nu știu, Buzz, spuse Woody. Nu e la fel fără Andy. Ai dreptate, fu de acord Buzz. Nu e la fel, dar mai ai și alți prieteni în afară de Andy. Vino! Și îl luă pe Woody de după umeri. Trecură pe lângă Bo Peep, care le citea o poveste de iarnă celor mai tinere jucării aflate la primul lor Crăciun. Bo îi făcu cu ochiul și inima lui Woody se înveseli un pic. Apoi Buzz îl conduse pe Woody la pradul de Crăciun. În apropiere, cineva scrisese din cuburi de lemn: Crăciun fericit! Wow, Buzz, ce grozav! Nu știam că poți... Dar fu întrerupt de un hohot vesel. Ho, 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 ho! Sosi Erci deghizat ca o sanie. Și în spatele lui era Rex cu barbă albă și o șosetă roșie pe cap. Scuzați, măritul, spuse Rex, deși nimeni nu se speriase. Uneori uit că sunt Moș Crăciun și nu un dinozaur carnivor feroce. Rex se duse la brad și oferi cadouri tuturor jucăriilor. Buzz primi un interceptor de semnale din spațiu, Jessie o rochie, iar Șuncă o monedă. Apoi, Bo Peep îl trase pe Woody spre ea și îi dădu un sărut pe obraz. Cowboy-ul se făcu roșu ca fesul lui Rex. Maiculiță Bo, spuse el. Woody se uită la prietenii lui. Buzz avea dreptate. Crăciunul fără Andy nu era mai frumos sau mai urât. Era pur și simplu diferit. Cel mai important e ca de Crăciun să fii alături de persoanele și de jucăriile pe care le iubești. Deodată, câinele Slinky trase draperia și lătră. Ham, ham! Ninge! Crăciun fericit tuturor! Le ură el prietenilor lui. Woody zâmbi. Crăciun fericit! La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.